Accident spectaculos în județul Argeș. Roțile unui tir s-au desprins și au lovit 3 mașini. Una dintre ele s-a oprit în grădina unei case. Din fericire, nu au existat victime. Tirul care circula pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea a rămas fără două roți pe partea stângă. Șoferul spune că simțise că ceva este în neregulă, dar a crezut că motorul are probleme. Spuneți-ne și nouă ce s-a întâmplat, cum au sărit roțile? Roțile au lovit 3 autoturisme care se deplasau regulamentar în direcția opusă către Vâlcea. Mașina acestei tineri a fost cea mai afectată. Femeia a trecut prin clipe groaznice, dar acum are puterea să zâmbească. Slavă Domnului, m-am puțin. A sărit airbag-ul, nu știam cum să reacționez. M-a lovit doar puțin. Una dintre roți s-a oprit în grădina unui localnic. Ce ați văzut? Unde ați văzut roata? În curte, în grădina. E sărit la mașină. Prima roată când a sărit, a ricoșat din ea, s-a dus în gard acolo, i-a rupt gardul. Acolo a scăpat și s-a oprit roata la 150 de metri. Tocmai dusese vecinul nostru, bunul, la Tomberon. A trecut roata 20 de minute mai devreme. Dacă trecea, o lua, băga stâlpul tot. Ați mai văzut așa ceva să-i sară roțile? Și două dată, da, două. Drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea a fost blocat mai bine de o oră.